Augustin Eduard, unul dintre cei doi antrenori interimari ai echipei noastre. În acest timp, da, câteva concluzii despre meci și întrebări. În primul rând, bună ziua sau bună seara. Vă spun astăzi și suporterilor noștri care ne urmăresc. A fost un meci de o intensitate puțin mai mare, să zic, decât de obicei. Dar, până la urmă, în fond, a fost un meci de campionat. Pentru noi era foarte important să luăm cele trei puncte pentru a ne apropia de zona superioară a clasamentului și a ne îndepărta de cea inferioară. Ne-am spus aceste trei zile, de când am fost numit, jucătorilor, că valoarea lor nu reprezintă locul din clasament. Am avut foarte multe discuții, m-am gândit foarte mult, am fost foarte conectat, am fost reînviat, așa ca să zic, la marea performanță. Totuși, nu pot să nu spun că văd că se încearcă să se facă niște pași în direcția asta a performanței, văd că oficialitățile își doresc. Noi încă nu suntem atât de pregătiți de a ne lupta la locurile superioare, dar acest început îmi dă mari speranțe. Jucătorii au înțeles ce le-am cerut. Astăzi chiar vreau să-i felicit. N-am avut așa mari emoții. Mai mult am avut dorință. Mai mult m-am gândit la ei, la munca lor, la viitorul acestei echipe. Le-am spus că FC Argeș, chiar dacă formația a fost, nu știu pe ce loc mai fi acum, a fost pe locul 4, e un moment prielnic de a ieși dintr-o pasă puțin mai nereușită. Nu pot să-mi asum toate meritele pentru că nu puteam să lucrez prea mult la pregătirea fizică a jucătorilor. Deci vreau să le mulțumesc și celor care au fost înaintea mea că au făcut totuși ca jucătorii să aibă această pregătire fizică de a face față unui joc care mie astăzi mi s-a părut foarte tensionat, mai mult din prisma unor decizii tardive ale brigăzii de arbitri. Nu vreau să mă refer la arbitraj în sensul că nu a fost un arbitraj bun, dar au fost două faze litigioase care au creat o stare iritantă, atât în rândul echipei cât și al suporterilor. În final, vreau să le mulțumesc jucătorilor, vreau să menținem echipa un tonus bun și pe o linie de plutire de a crește puțin. Eu am încercat, și cu asta mă apropii de final, foarte mult să lucrez mai mult la psihicul jucătorilor, pentru că
fost o serie nu neagră, dar serie așa de realizări maxime, adică la nivelul posibilităților echipei, nu știu, și poate și șansa și neșansa face parte din joc, poate și inspirația Nadal băga pe Nilă în teren și în final Dumnezeu i-a ajutat pe cei mai curajoși sau mai darnici cu efortul și cu joc. Dacă aveți întrebări. Importantă e această victorie, mai importantă pentru modalul băieților, pentru că de multă vreme nu ai reușit să obțină. Da, a fost o serie. Asta nu pot să găsesc un cuvânt potrivit. Nefastă, să zicem. Da? Care și ei au fost frustrați, pentru că să nu uităm că totuși au o viață specială, își forțează organismul, e sportul de performanță, cele sacrificii. Și chiar și atunci când ai nerealizări, ai niște trăiri, ai niște sentimente. Mi-e greu să vedeți cum e să stai acolo 24 de ore din 24, să încerci să-i motivezi, să încerci să-i înțelegi, să-i încerci să că urmează alt joc, că e un nou încerc. Să-i menții conectați, că urmează alt joc, că urmează alte meciuri și că nu trebuie să, în final, că nu trebuie să renunți. Așa au făcut și astăzi, dar au crezut până la capăt în victorie și până la urmă au trecut și ultimul. Da, din acest punct de vedere, vă repet și v-am spus, n-am avut emoții sau starea așa de, să spun eu, de agitație. Chiar și la scorul de 1-1 și la cele două faze litigioase, tot m-am gândit la joc, ce să fac, ce soluție să găsesc. Deci nu m-am resemnat niciun moment și drept dovadă că am fost și răsplătit. Augusti, timpul e destul de scurt până la meciul cu Călărașul de duminică de la ora 12. Spuneți-ne și cum vedeți dumneavoastră la acest meci, ce așteptări? Da, având în vedere că am câștigat azi în felul ăsta așa, am fanfar, ca să zic, și după cu acest final fericit, cred că, nu cred, jucătorii am văzut și în cabină, erau, parcă s-au eliberat așa de stările astea grele prin care treci când nu ai realizări. Avem și trei jucători suspendați, o să mai verific o dată. Din ce știu, cred că Panait, Bucăescu și Șerban cred că nu au drept de joc la Călăraș. În orice caz, ceilalți care sunt în lot sau ce voi alege, voi încerca să aleg, să încercăm să avem continuitate în rezultate. Cu toate că este un meci, iarăși, acum aș ca cu locul 4, urmează un meci cu, nu știu, Călărașul, cu 1, 2 sau 2, nu știu. Nu știu. Pe 3. Pe 3? Parcă pe 3. Da,
Deci, în orice caz, din fruntea clasamentului. Dar, v-am spus, moralul s-a mai refăcut puțin. Mergem cu încredere și încercăm să luăm câte puncte putem. Să nu venim fără nimic de la Călărași.